Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Dorel și astăzi... Astăzi continuăm seria noastră din Train Sim World 2. Dragii mei, avem una bucată locomotivă de la LTE astăzi și avem o grămadă de containere, credeți-mă pe cuvânt, e o garnitură pe cinste. Nu e un scenariu foarte, foarte complicat, dar e un scenariu ce va, hai să spunem, va avea doar două taskuri. Plecăm de aici și oprirea la 60 de kilometri de aici. Despre asta este vorba astăzi. Așadar, ne întâlnim pe traseu cu trafic. Hai să vedem cum decurge toată treaba. Opa, ce-i cu zoom-ul ăsta, bă, băiță? Putem să plecăm și noi. A, uite ce DB aici. Bravo. Avem un pic de sunet degeaba, n-am făcut nimic. Totuși, bate lumina aia prea tare, deși e înnourat și picură. A, dar nu vroiam așa în continuu. Eu vreau, n-am tempomat la ștergătoare? Nu cred așa ceva. Asta zic. Păi da. Totuși. Uite câte garnituri aici. Bă, dar lung e, bă, băiatule. Nu-mi displace. Limita de viteză 120. A, noi avem 100. Deci putem să-i mai dăm. Hai, tăticu, nu te lăsa. A, da, mă, am învățat, mă, să fac scenarii, băi, ești nebun, trebuie să mă bag la creație. Da, am învățat să fac scenarii pentru joculețul ăsta. Dar...
Nu pot să pun ce garnituri vreau eu, ce vagoane vreau eu, asta nu-mi place. Pot doar locomotiva, atât. Bine, și am câteva vagoane acolo, dar nu pot eu să pun vagon cu vagon, înțelegeți? Sunt garnituri pe care eu trebuie să le atașez la locomotiva pe care mă aleg. Cam despre asta e vorba, dar nu e problema. Mă interesa să am trafic și pot să adaug trafic și, bineînțeles, opriri. Asta e o cursă din timetable, adică e vorba de o cursă regulată din realitate și îți dă un anumit punctaj. Opa, hai că am ajuns la 120, chiar mai bine. Sincer, nici nu m-am uitat la lumini. Ah, ok. Am luminile roșii, ceea ce nu prea e bine. Unde e? Asta zic. Nu se face așa ceva în realitate, dar... Scuzați-mi îndrăzneala mie astăzi. Gata, mă, ia uitați. Avem lumini, avem. Da, nu mi-am dat seama, na, ce să fac acum. Fiți răi. Hai, mai redu un pic, Dorel, ai mâncat să-și talentul tău, că ai 125 și limita e de 120. Nu fă nebuneala cu mine. Asta zic, vezi că știi. Deplorabile goarnele, deplorabile. Băi, eu nu știu, bă, chiar nu reușesc să bage și ei niște goarne aia cătărea, mă. E incredibil. Păcat. Vremea e de acolo. E ce trebuie.
Avem și un pic de ceață. Regulamentar așa. Asta îmi place, mă, că avem trafic, bă, frate. Scenarii standard cu trafic, gheboz, că, bine, gheboz, e chiar gheboz, că... Nici scenariul nu e foarte complex, dar ca idee așa, vezi? Mai ai un marfar, mai ai... E bine, ce să... Poate vântul prea tare, mă. Și în modul ăsta timetable ai curse dus întors la ore stabilite, v-am spus, sunt curse reale cum ar veni și sunt diferite garnituri. Acum nu știu telecomanda dacă telecomanda. Tu vorbesc rostit telecomanda, auzi? Iată-le, bă. Locomotiva, nu știu dacă e aceeași sau ba nu, locomotiva e care o pui tu, deci poți să pui ce locomotivă vrei tu, dar cred că e interesant să facem și curse așa simpluțe, tur-retur, ca și cum am fi la job, știi? Nu? Că nu mai decât tot timpul manevre și bla bla bla. Deși la un marfar se cade. Dar nu știu ce s-a întâmplat, că trenul meu nu mai accelerează. Curios. Curios. Că nu am apăsat nimic. Da, nu știu ce să zic. Da, pe asta până la 120. Da, nu accelerează. Sau cel puțin nu mi-arată că accelerează. Dar nu, că ar fi trebuit să accelereze. Ok. Vedem noi imediat. Deși putere văd că avem, curent avem. Posibil să fie o problemă, posibil, nu știu. Vedem imediat.
Avem probleme, sunăm asistența. Mașini, tată, ia uite. Da, nu, e clar că s-a întâmplat ceva. Văd că nici kilometrajul nu mi-l mai arată. Ah, acum iarăși a revenit. Ceva se întâmplă, dar nu știu ce. Ce o fi, ce o fi. Pantograful l-am sus, mă? Mă, l-am sus, mă. Dar bine, mi-arată că am curent aici. Adică n-ar trebui să fie vreo... Aparent și aici mi-arată. Nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic. Să fie un bug, oare? Ia uite bă ce pod aici. Să fie un bug? N-am mai întâlnit așa ceva. Adică nu cred că eu nu știu să fie apăsat pe vreun buton să fac vreo prostie. Păi vedem noi când dăm de deal. Deocamdată nu ne pronunțăm. Totuși ar fi trebuit să accelereze. Aha. Acum ceva a fost. Ce e asta? Ce a fost? A deraiat, mă. Bă, dă-te, dracu. Am deraiat, mă. Nu te cred așa ceva. Când am făcut și noi viteza și am băgat în viteza, am deraiat. Incredibil. Bă, nu se poate, mă. Nu se poate. Oh. Greu.